Dependența de droguri este o boală cronică a creierului. Aceasta afectează consumatorul atât psihic cât și fizic, acționând asupra lui în diverse moduri. Drogurile acționează mai multe feluri, pentru că au efecte pe fiecare tip de drog în parte. Ce pot să spun că cele mai multe acționează asupra sistemului nervos central, dar acțiunea este diferită. Unele droguri sunt psihodepresive, inhibă sistemul psihic și sistemul nervos. Altele sunt droguri activatoare, stimulative. Cauzele care duc la consumul de stupefiante sunt variate. Aș putea spune, având în vedere consumul de droguri în România, că principala cauză este anturajul. Bineînțeles că și stresul ar fi o cauză, sunt și cauze fiziologice, sunt rare, ce-i drept, dar există și condiții în care corpul, fiziologic vorbind, își cere anumite încărcări cu substanțe psihoactive. Un consumator de droguri poate fi greu diagnosticat de familie, de cele mai multe ori simptomele fiind identice cu ale depresiei. Manifestările în cadrul unui consum de droguri în cadrul familiei, unde consumul de droguri nu se petrece, pentru că nu vrea să vadă că adolescentul nu vrea ca părinții să afle că consumă droguri, lipsa acestui consum duce la niște manifestări asemănătoare celor din depresie. Adică se schimbă oarecum personalitatea individului, comportamentul lui, devine neglijent, nu se mai îngrijește, nu se mai spală. Cel mai grav lucru din țara noastră este legat de modalitățile de tratare, neexistând centre bine specializate. Problema consumului de droguri este, vrem, nu vrem, o problemă medicală. Trebuie să se adreseze în primul rând medicului de familie. Care medic de familie poate să îndrume către, știu eu, niște puncte de terapie, nu centre, că nu avem centre, către niște soluții terapeutice de recuperare. Centre, din păcate, în România nu prea există centre de recuperare. Cu toate că se dorește minimalizarea efectului pe care îl au etnobotanicele, adevărul este altul. Sunt cele mai periculoase droguri. Etnobotanicele, dincolo de ceea ce ne sugerează denumirea, sunt niște droguri de sinteză, sunt erbicide sau sunt substanțe destinate pentru, știu eu, îngrășământ și pe care scrie clar, nu sunt pentru consum uman. De ce? Pentru că sunt mai nocive decât drogurile tradiționale despre care vorbeam. Ele sunt substanțe chimice care, odată introduse în corp, pot genera reacții necontrolate. Nici măcar nu putem spune ce reacții adverse au. Din punct de vedere statistic, în țara noastră consumul de droguri s-a mărit îngrijorător de mult, rata de creștere fiind de 1,4% în anul 2013.